Avem adunare generală la Asociația Județeană de Fotbal și da, bineînțeles, în campanie, fiindcă trebuie să mă văd cu membrii afiliați, membrii Federației Române de Fotbal, care vor vota în 18 aprilie. Ați discutat cu cei de la Bistrița? Da, sigur, da. Vă susțin? Eu mi-am prezentat ideile și viziunea pe care o avem despre fotbal pentru următorii 4 ani de zile. În același timp, lucrurile pe care le-am realizat împreună cu ei în acești 4 ani de zile, din 2014 până în prezent, e decizia exclusivă a lor dacă ne vor da acest vot de încredere în 18 aprilie pentru a continua. Ați fost la primărie pentru a discuta cu primarul despre un proiect. Ați rezolvat ceva? După cum știți despre proiect? Spuneți-ne dumneavoastră. Deci anul trecut Federația Română de Fotbal în premier a reușit să constituie un fond de investiții de aproximativ 2 milioane de euro, astfel încât să cofinanțăm proiecte de infrastructură. Proiectul acest proiect de infrastructură înseamnă terenul cu gazon artificial de dimensiuni mari de fotbal. Proiectul presupune ca autoritatea locală, primăria municipiului, să facă partea de infrastructură, cu tot ceea ce presupune partea de drenaj, de piatră compactată și așa mai departe, iar noi ca federație să suportăm cheltuielile pentru suprafața cu gazon artificial. Am discutat cu domnul primar acest subiect, își dorește o asemenea investiție, consideră că e o oportunitate pentru oraș, astfel încât ne-a garantat că anul acesta va lua în calcul pentru a prinde în bugetul de anul viitor și anul viitor implicit la Bistrița să putem să avem un asemenea teren care răspunde foarte multor nevoi, fiindcă cred că și aici, ca și oriunde în altă parte în țară, odată cu venirea sezonului rece, mă refer cu începutul lunii noiembrie, până cel puțin în luna martie, nu prea poți să folosești terenurile cu gazul natural. Ceea ce înseamnă că implicit timpul pe care un jucător l-are la dispoziție pentru a se pregăti se reduce dramatic. Asta este și obiectivul pentru care noi ca federație, împreună cu UEFA și cu sponsorii federației, am reușit să constituim acest fond financiar. Ieri a fost DNA-ul la federație. Cu ce ocazie? Știți, întotdeauna. E un răspuns pe care, deși e un răspuns clasic cu care v-ați obișnuit, trebuie să vi-l dau și eu. E o anchetă în desfășurare, dar noi ca federație, întotdeauna când ni s-au solicitat acte, le-am pus la dispoziție, așa vom face și în continuare. Informații, cu tot respectul, nu pot să vă dau. Despre ce perioadă este vorba? Ce cercetează ei? M-am spus, nici acest lucru nu pot să vi-l spun. Sunt detalii din dosar, adică și implicit chiar nu vă putem, cu tot respectul, adică doar dacă vă adresați dumnealor și ei să vă pună la dispoziție aceste informații. Se speculează că au legătură aceste controle cu alegerile din cadrul federației? Nu, niciun caz. Să fie oare așa o coincidență mare față de acum 4 ani când s-a întâmplat la fel? Ce s-a întâmplat acum 4 ani? Știm foarte bine, ați ajuns dumneavoastră președinte, fața lui Gide Lupescu. Așa, tot cu probleme de justiție. Adică vreți să spuneți că domnul Popescu a fost vinovat și că justiția din România Nu, colegul m-a întrebat dacă este o coincidență. Dacă părerea noastră este că e o coincidență. Cu suba aceea, că ne referim la alegerile din 2014, să nu uitați, nu am fost singurul candidat. Îl uitați foarte ușor pe domnul Vasile Avram. Domnul Vasile Avram, care la puțină vreme după aceea a ajuns la fel, în cantonament, între ghilimele. Da? Pentru ce? Pentru corupție în fotbal. Deci vă rog foarte mult, adică să nu pur și simplu să doar așa să vehiculați niște elemente total false, din punctul meu de vedere. Adică, și cred că dacă ați avea așa puțină obiectivitate, cred că la fel ar trebui să le interpretați. Acum 4 ani când ați candidat, Bistrița avea echipă în divizia B. Între timp, Bistrița nu mai are echipă deloc. Nu, că m-am obișnuit să fiu vinovat pentru orice. Mă gândesc că așteptați întrebarea, că altfel așa putem comenta la bere. Vă întrebam în timpul ăsta dacă pentru toate echipele astea care au dispărut în timpul în care nu ați fost președinte, v-ați gândit cumva la o posibilă strategie, la un posibil plan de salvare a acestor orașe de tradiție în fotbal care nu mai au, iată, fotbal. Dumneavoastră, de ce credeți că fotbalul a dispărut din Bistrița? Și nu numai de aici, și alte echipe de tradiție, de ce credeți că au dispărut? Poate îmi spuneți dumneavoastră că e un subiectiv. Dumneavoastră știți de aici, cunoașteți mult mai bine situația de aici. Sunt mulți vinovați de aici, din Bistrița, dar eu aș vrea să știu dacă sunt vinovați și la Federația Română de Fotbal. Federația Română de Fotbal, cu ce să fie vinovat? Cu ce să fie vinovat? Păi păstoriți un fenomen. Și atunci când se desfințează o echipă de fotbal, președintele federației este vinovat?
Dacă îmi dați mie indemnizația noastră, vă răspund, da. Spuneți-mi, vă rog. Nu știu să vă răspund la întrebările astea. În momentul în care un club, eu vă întreb în asta sau nu pe mine, că nu. Nu, dar e o chestiune foarte, foarte simplă. În momentul în care un club are probleme, da. În ce credeți că federația este vinovată? Când atâtea cluburi au probleme. Este o chestiune exclusiv legată de management. Nu să credeți că ați avut cei mai buni manageri care au condus acest club? Nu, ați uitat așa repede cooperativa? Dar dumneavoastră sunteți managerul managerilor. Vreți să ne întoarcem? Păi și eu am posibilitatea să aleg cine să conducă un club de fotbal din România? Îmi doriți să-mi dați această prerogativă? Sugerați-ne măcar, în bistița. Dar... Susțineți-mă în acest demers, fiindcă când a fost nevoie să intervenim și să luăm decizii din asta de intervenție. V-am susținut și orașul nostru a rămas fără echipă cu dumneavoastră președinte. Păi și ce era să fac? Să devin eu președintele echipei de aici? Nu, sau... gândesc dacă aveți vreun plan pentru așa ceva, pentru fotbalul din zonele astea. A dispărut săptămâna trecută astea Târgu Mureș, Olimpia Satu Mare. Păi și peste tot veți regăsi aceeași problemă. Recomandarea mea e una foarte simplă. Ca și comunitate, să aveți posibilitatea să vă desemnați în conducerea acestor cluburi oameni validați de piață, oameni care sunt pregătiți. Deci Federația Română de Fotbal acum 2 ani jumate a pus pe picioare pentru prima dată în istoria fotbalului românesc, în istoria sportului românesc, primele cursuri de management sportiv. Credeți că am avut pe cineva care să fi fost interesat? Da, au fost oameni din țară care au venit și au luat parte în aceste programe. Aseară am dat pentru prima dată aceste diplome, acest program este certificat de Universitatea de Sport din Lausanne. Uitați-vă pe site-ul federației și o să vedeți o listă cu manageri care pur și simplu sunt validați prin urmă unor cursuri. Tot astăzi, la ASE în București și la Universitatea din Arad, se desfășoară asemenea cursuri. Dar dacă dumneavoastră spuneți că cooperativa din vremea respectivă a fost una bună, vă asigur, atât timp cât voi conduce Federația Română de Fotbal, nu ne mai întoarcem la cooperativa din vremea respectivă. Cooperativa alte întrebări? Este mult mai bun decât alea? Este singurul proiect. Este singurul proiect pe care astăzi îl avem. În sensul în care domnul Ionuț Lupescu nu are un proiect pentru fotbal. Ionuț Lupescu are un proiect pe care l-a început în 2005. Cum să căpușeze Federația Română de Fotbal și să o transformă într-o Federație Română de Comisioane. Ăsta a fost singurul lui proiect. Dacă ne uităm în spațiu public, am văzut câteva idei vehiculate așa, care imediat ați văzut din punct de vedere inclusiv al ideii, ele trebuie respinse. Am auzit vehiculându-se ideea unui campionat de Liga 1 cu 18 echipe, desfășurat într-un sistem primăvară-toamnă, în contextul în care, nu departe de noi, Rusia a renunțat deja la un asemenea sistem. Că s-a dovedit pur și simplu că este unul nepotrivit. Văd după aceea că domnul Lupescu vehiculează ideea clasificării centrelor de copii și juniori. E un lucru foarte simplu. E o decizie luată în octombrie-noiembrie anul trecut în Comitetul Executiv, în care am început deja acest proiect. Într-o lună, două luni de zile am finalizat toată această procedură. În vara acestui an avem prima clasificare pe centrele de copii și juniori din România. Și pot să continui cu tot felul de exemple. Aveți aici în județ o echipă de fotbal feminin. Se cunoaște, e un proiect deja agreat la nivelul cluburilor de fotbal feminin de a crea ceva asemănător după modelul centrului de excelență pe care le avem pentru băieți. Să creăm și pentru fotbalul feminin. Astea sunt idei pe care noi le avem deja în implementare. De aceea spun, proiectul pe care îl avem noi este singurul proiect. Bine făcut, bine gândit și în același timp venit în urma unei consultări cu membrii Federației Române de Fotbal. Și mai mult decât atât, bazat pe niște principii foarte, foarte clare. În 2014 vorbeam de bună guvernanță. Bineînțeles, nu cred că am fost înțeles de presa centrală la vremea respectivă. În contextul în care conceptul de bună guvernanță presupune transparență, integritate, inclusiv în procedura de achiziții. Deci noi astăzi ne facem toate achizițiile într-o procedură foarte clară, foarte transparentă. Tocmai fiindcă nu vrem să ne mai întoarcem la comisioanele dinainte de 2014. În concluzie, sunt foarte încrezător că cu acest program și în același timp cu ce am reușit să realizez împreună cu echipa mea și cu membrii FRF în acești 4 ani de zile, vom continua și după 18 aprilie. Și nu o să mai avem parte de cooperativă. Credeți că în această campanie la care participați dumneavoastră, se va implica din nou politicul, cum erau zvonurile de data trecută? Păi data trecută, din ce mi-amintesc, eticheta care s-a pus pe mine e că am fost susținut și de râu, și de apă, de tot, da? Ba un politician, ba altul. Nu există o dovadă a unei întâlniri dintre mine și un lider politic al vremii respective înainte de 5 martie 2014.
Și pentru un simplu motiv n-am vrut să fac acest lucru. Ca președinte al Federației Române de Fotbal, trebuie pur și simplu să fii detașat și rupt de tot ce înseamnă interferență politică. În același timp, e un calcul foarte simplu pe care trebuie să-l faci. Ai membri afiliați la Federația Română de Fotbal care sunt susținuți de autorități locale, care la rândul lor fac parte din diferite partide politice. Ce ar însemna ca un președinte de federație sportivă, și nu mă refer doar la fotbal, ar fi susținut de un partid politic. Dar mai mult decât atât, UEFA și FIFA are niște reguli foarte clare. Non-interferența politicului în ceea ce înseamnă fotbal. Altfel ne ducem la fel. Țări precum din Asia, Africa, suspendate. Vedem inclusiv că avem un asemenea subiect inclusiv în Spania astăzi, în Europa. E bine, da, sper că am răspuns întrebării dumneavoastră. Altfel nu știu ce fac politicienii. Echipa națională a ratat calificarea la mondial. Vedeți o revigorare a echipei naționale? Să obținem din nou rezultate bune, să fim acolo unde eram înainte? Ca să fim înainte, adică dacă ne referim la anii 90, pe termen scurt e foarte dificil acest lucru. De ce? Fiindcă în primul rând astăzi culegem rezultatele a ceea ce am cultivat în trecut. Vedem în spatele nostru niște copii, niște juniori care muncesc în fiecare zi pentru a ajunge acolo sus. E bine, gândiți-vă că în toată această perioadă de timp noi nu am avut competiții pentru copii juniori. A fost nevoie ca în acești 4 ani să punem pe picioare ceea ce numim competiția numită Liga Elite, la două categorii de vârstă, Under 19, Under 17. Competiții în care noi investim, la fiecare categorie de vârstă, 150.000 de euro. Competiție care ce înseamnă? Ca cei mai buni să joace cu cei mai buni. Anul ăsta, iarăși, cred, adică ar trebui să știți, anul trecut am investit azi 250.000 de euro în turneul speranțelor. Selecționate județene pentru copii născuți în 2004, astfel încât să pregătim prima națională de Under 15, pentru care vom face selecția anul acesta. Am avut 4 centri de excelență, au rămas 2 dintre acestea, unul la Timișoara, unul la Târgu Mureș. Și pot să continui cu exemplele de investiții pe care noi ca federație le-am făcut în această perioadă de timp pentru a putea să influențăm performanța la nivel de echipă națională. Misiunea pe care o are Cosmin Contra astăzi este, în primul rând, că în toamna anului acesta începe această nouă competiție Nations League și, bineînțeles, Euro 2020, pe care îl găzduim 4 meciuri în cadrul acestui campionat european, unde trebuie să fim prezenți. Pentru Euro 2020 suntem pregătiți? Ca și infrastructură sportivă? Stadionul Dinamo? Arena Națională este unde este, deci e un stadion care, cu câteva mici intervenții pe care Primăria Capitalei deja și le-a asumat, va putea să găzduiască fără nicio problemă cele 4 meciuri. Toate celelalte proiecte în care noi ca federație suntem implicați, fiindcă noi avem următoarea viziune despre acest campionat european. Și eu sunt tot o persoană care vin din provincie și mi-am amintesc la noi la Bacău, am așa o suprafață în care venea circul în oraș. După ce pleca circul, rămânea un spațiu extrem de murdar, urât, extrem, extrem de urât. Noi nu ne dorim ca în urma campionatului european, pur și simplu să fi rămas doar cu cele 4 meciuri pe care le-am organizat. Noi considerăm că acest campionat european, în urma lui, trebuie să lase o moștenire. Trebuie să lase niște stadioane moderne, de asta vorbim astăzi și Guvernul României a anunțat deja acest lucru, că vom avea gata, au garantat acest lucru pentru cele 3 stadioane, Ghencea, Arcul de Triunf și Giulești. Problema de la Dinamo o știți, și anume o problemă contractuală în care domnul Bade a fost implicat și n-a vrut să renunțe la dreptul de proprietate pe care l-avea asupra unei părți, unei bucăți din stadion. În același timp considerăm că iarăși trebuie să folosim acest prilej, fiindcă noi ca țară întotdeauna am făcut lucruri când am avut o presiune externă. E bine, considerăm că ai nevoie și de infrastructură, da? Și nu numai de infrastructură sportivă, ci și de infrastructură generală. De aceea, practic, ne-am fi dorit ca în 2020 cu toții să putem să călătorim de la București la Budapesta pe autostradă, să fi putut să ai un metro care să lege centrul Bucureștiului de Otopeni. Pentru aceste proiecte, na, va trebui să mai așteptăm. Mai mulți dușmani decât prieteni și am reușit să promovez o echipă, adică să susțin promovarea unei echipe până la nivelul Divizia 3, care, din păcate, pe lipsă de finanțare a dispărut. Și acum încearcă alți oameni de fotbal, un alt joc. Să sperăm că va avea mai multă finalitate decât proiectul pe care cu câteva persoane de aici am încercat să și aplicăm. Din păcate, susținerea pe plan
local, susținerea financiară, de fapt. Și fiind la acest subiect legat de susținere, am fost împreună cu domnul Guleanu, care îi mulțumesc în primul rând pentru prezență. La primăria Visă am avut o întrevedere cu domnul primar Prețu și avem promisiunea că vom demara acel proiect de la anul legat de un teren sintetic de dimensiuni normale, probabil terenul de la Vișoara, va fi prima opțiune. Să vedem dacă nu, sau armată, nu știu. Dar avem promisiunea că vom demara începând cu bugetul financiar 2019. E un pas înainte. Să sperăm că o să și realizăm.